Salutare lume și bine v-am regăsit la canalul meu, eu sunt Vladimir Țiu și astăzi avem o nouă serie pe canal pe nume Quarantine Review, în care o să facem review la chestii, de obicei de gaming și de design, nebunii. Astăzi avem un pachet cu niște căști foarte interesante, sunt căștile ROG Strix Fusion Wireless, care au costat 560 și ceva de lei, vă las link în descriere cu prețul. Le-am cumpărat de pe PC Garage, unde au prețuri foarte bune. Și dacă puteți vedea pe cutie, scrie că, mă rog, că a primit Design Award pentru 2018 de la Republic of Gamers și haide să vedem ce e aici. E compatibil cu PS4. Cum vedeți, aici e foarte frumos, Republic of Gamers, avem un pic puf, mamă băieți, ia uite, aici e attention, așa, nu știu ce, avem căștile aici, mamă, cu amprente, ești nebun, îți lasă amprente, aici sunt chestii cu care n-avem treabă. Aici avem stick-ul, după cum puteți observa dacă se focalizează. Avem aici emblema de la ROG. Și dacă scoatem astea, aici mai avem niște pufuri pentru căști, dacă nu sunt de ajuns astea, dacă nu ne plac. De fapt, cred că sunt bonus. Ia, și sub chestia asta mai avem ceva. După cum putem observa, aici avem o cutie. Ia să vedem. Aici avem un cablu. E cam greu cu o mână, dar reușim noi. Cred că acesta este cablul de încărcare a căștilor. E un cablu de ăsta, cum s-o numi el. Dacă se focalizează, mă rog, vă dați voi seama. Și aici sunt scheme. VIP member, ce-o fi asta? Vom vedea după aia. Și cam atâta cu cutia. Haideți să trecem la căști. Ne-am întors aici cu căștile propriu zise, după cum vă spuneam. Și sunt foarte flexibile, din câte observ. Ia să vedem. Să le punem pe cap, să vedem dacă sunt atât de confortabile. Păi, ce să vă spun? Nota 10 la capitolul de confortabile. Sunt foarte bune. Au izolare periferică. Deci, abia m-am auzit cum vorbeam cât le aveam pe urechi. Cred că o să fie foarte bune pentru gaming dacă pot să fac asta, să izoleze periferic. Au puf aici, pe chestia asta au puf, ia să vă arăt. Da, sigur îl vedeți. Și mai au un design, dacă vreți să le reglați. Au un design pe breteaua asta, ce-o fie. Păi, e un material foarte bun, după părerea mea. Sunt tari, adică nu o să se strice de prima oară. Mi-asum, adică nu vreau să zic prostii. Ceva ce nu v-am arătat la căștile astea este ca un microfon aici ascuns. Și îl putem scoate dacă tragem de această bucățică mică de plastic. Acest microfon vine până jos, la nivelul gurii, și poate fi flexat în orice parte doriți să fie. E 100% flexibil. Nu se va rupe.
Și cam asta este. Din câte ni s-a zis în schemă, pentru a le conecta, trebuie să băgăm stick-ul în calculator și apoi ținem apăsat de 2 secunde pe butonul de pornire pentru a le porni. Păi, revenim cu conectarea. Din câte pot să vă spun, aveam băgat stick-ul, uitați, acesta este, și s-a conectat imediat, deci n-am mai stat pe gânduri, s-a conectat extraordinar de bine. Le-am deschis pe buton, deci am apăsat 2 secunde și merg foarte bine, se aude foarte bine. Acum vă voi arăta niște chestii pe care aceste căști le pot face și sunt foarte interesante. Cum ar fi? Aici vedeți că avem un videoclip, da? Cocktail Challenge. Și dacă apăsăm pe casca stângă, pui pe pauză. Dacă dai în sus, volumul se va da mai tare, uitați. Iată. Vedeți? Și noi doar dăm în sus sau în jos. Depinde de cât de tare sau în ce vrem să fie. După cum puteți vedea. Ia uite. Deci îți trebuie tehnică, frate. Ții așa, mă rog. Uitați, vedeți? Că tot crește. 72, 76, 80. Și acum dăm în jos. Și cam așa. Putem să dăm la următorul videoclip dacă dăm swipe așa. Dar trebuie să fim într-un playlist. Hai să ne băgăm într-un playlist. Cu setările de pe această cască mai putem să dăm la videourile din față sau din spate. După cum puteți observa, suntem într-un playlist cu Kindergarten 2 de la mine. Și dacă vom da swipe dreapta, va veni următorul videoclip. Vedeți? Este episodul 2. Și ăsta e episodul 1. Și dați așa. Uiteți, vedeți? Chestiile astea, că această casca este interactivă, mi se par foarte interesante și foarte... Bine că au implementat acest lucru băieții de la ROG, deoarece îți e mai ușor să nu te mai întinzi până la tastatură dacă stai așa întins, știți? Deci căștile sunt foarte bune. Deși cam atât cu episodul de astăzi, căștile mi se par foarte ok și pot fi folosite la gaming profesionist. Și dacă mai vreți și alte episoade din Quarantine Reviews, nu uitați să lăsați un like. Poate și un subscribe dacă mai vreți și alte videoclipuri și ne revedem data viitoare. Pa, pa!